Domnul avocat Aurel Despa, baroul Dâmbovița. Cum priviți evoluția pieței avocațiale în județul Dâmbovița? Da. Piața avocațială din județul Dâmbovița este influențată în bună măsură de situația economică a județului Dâmbovița. În ultimii 3 ani, trendul este categoric unul negativ, unul descendent și apreciez că principalul component al acestei piețe este dat de procesele privind proprietatea reconstituită, proprietatea funciară. Ar urma într-o cronologie, sigur că Danula adăpost de critici făcută de mine, procesele de contencios administrativ, procesele comerciale, deci proprietatea undeva pe prim plan. Aceasta e în mare măsură piața avocatului, care este influențată și de evoluția legislației în ceea ce privește derularea proceselor, pentru că, așa cum cunoașteți, din anul 2000, legislația asta a fost modificată și multe procese au rămas la faza instanței prime, ceea ce a influențat în mod categoric evoluția pieței. În acest caz, se înțeleg că nu se poate vorbi practic de o specializare pe piața avocațială din Dâmbovița. Discutăm totuși de o specializare a pieței avocațiale, cel puțin în mari de ei componente. Unul nu vi l-am amintit, aspectul penal. În cele două materii, civil-penal, există o specializare fără doar și poate, lăsând ca celelalte componente, comercialul, administrativul, să nu există o specializare riguroasă, reușind să cuprindem la momentul acesta cam tot ce înseamnă legislație în materie, de altfel nu prea stufoasă. Este o piață tânără, este o piață bătrână, cam piață... cât de mulți avocați sunt în Dâmbovița? În jurul a 400 de avocați. Apreciez că piața avocațială este mai mult tânără, ceea ce înseamnă segmentul de vârstă de până la 40-40 de ani. Este un segment reprezentativ, urmat de segmentul celor 50-60 de ani, din care fac de altfel parte și eu. Cum priviți măsurile care sunt discutate acum la Congresul Avocaților privind reforma casei de pensii? Între mit și realitate, între ceea ce s-a auzit și ceea ce în realitate există și la ceea ce am lucrat ieri 12 ore. La proiectul de modificare a statutului Casei Centrale de Asigurare a Avocaților. Și care sunt principalele? Principala modificare este tratarea separată a celor două fonduri care compun acest sistem. Fondul de pensii pe de o parte, fondul de asigurări sociale pe de altă parte. De aici, discutare, regim juridic, compunere, etc. Deci acestea au fost marile probleme. Zvonistica a fost, eu știu, alimentată sau nu, reală sau nu, subliniez din accent reală, că acest proiect ar fi cuprins în forma lui inițială o deplasare a fondurilor de pensii de la filiale către Casa Centrală, urmând ca filialele să se ocupe numai de gestionarea și de administrarea celui de-al doilea fond al asigurărilor sociale. Realitatea este aceea că proiectul prezentat astăzi Congresului cuprinde numai o delimitare de administrare și gestionarea celor două fonduri făcută de filiale. Deci rămâne la filiale. Alte cuvinte, la filiale. Iar cota de contribuție, ce se întâmplă cu ea, crește? Este o mare problemă pe care am ridicat-o și în Congres, dacă m-ați auzit acum câteva minute bune. La acest moment nu s-a hotărât. S-a hotărât numai că cele două fonduri vor fi alimentate prin contribuții diferite făcute într-o plată unică și, în opinia mea, se lasă loc de interpretare la un nivel legislativ secundar. Adică, printr-o hotărâre de Consiliu, se vor stabili cote. Eu am rugat Congresul și am rugat pe cei abilitați la vârf, și eu sunt unul dintre ei, unul din cei 106, să avem grijă că în situația asta economică în care avocatura se găsește, ca și țara de altfel,
în criza asta care nu se mai termină, a discuta acum despre cote mărite înseamnă a pauperiza avocatul și n-ar fi asta o problemă. Avocatul trebuie să fie un om cu anume prestanță. Dacă material îl duci jos, prestanța avocatului și așa destul de scăzută datorită unui sistem care este creat numai în favoarea judecătorilor, în favoarea notarilor, în favoarea procurorilor, avocatul este numai formal, cum eu spuneam, un auxiliar încă privit ca un auxiliar al justiției, departe de ceea ce noi ne dorim, sau o parte din noi, un partener al justiției, și discut numai de justiție pentru că îndeobște activitatea noastră acolo se exercită. Paleta de activități este însă puțin mai largă, este dată de articolul 3 din lege, care în opinia mea trebuie și el puțin ajustat, pentru că accepta monopolul notarilor, un monopol de castă categorică, al mediatorilor, al executorilor judecătorești chiar, profesii care au venit mult în urma avocaturii și au pus o haină frumoasă, trei texte de lege și fac mai mult decât face lichidatorii, corect, așa este, lichidatorii, conciliatorii care vin și tot așa. În ceea ce privește situația patrimonială a casei de asigurări, a filialei casei de asigurări din Bovița, cum stau lucrurile? Rușii ar fi răspuns, itac, itac. Și așa, și așa. Suntem printre cele 14 filiale menționate în raport, care am încheiat anul bugetar cu un deficit, nu cu un excedent. Cred că nu greșesc dacă... spun că el se cifrează la 80.000 de lei, ceea ce ne-ar situa din 14 pe locul 9. Motivele, că dacă discutăm numai despre ce, motivele care au condus la această situație, categoric o proastă colectare și în mod categoric deficiențe ale legislației secundare ale profesiei, care nu sancționează categoric de clar, anume abateri de la conduita financiară normală. Încasat, colectat, dobânzi. Și s-au discutat în cadrul congresului ca reglementant situația? Sunt absolut convins că vom reglementa această situație. Și mai sunt convins că și profesia la nivel înalt a greșit. Pentru că acum câțiva ani, nu mai pot să vă spun, 2 sau 3, țin minte numai locația, o ședință de Consiliul la Intercontinental, noi am hotărât să ridicăm la 23.000 de lei ajutorul de maternitate, ceea ce a însemnat mult într-o profesie în care astăzi veneai avocat, după 3 luni beneficiai de un ajutor. Plecai din sistem, nu decontai cu sistemul în alt sistem și după ce îți primeai câteva sute de milioane, poftiți în 2 ani, un exemplu, 200, o jumătate de miliarde de lei. Mult, foarte mult. Au fost măsuri de presiune puse pe sistem și din nefericire, chiar atunci când ne-am dat seama de impactul lor, au fost voci, nu dau nume, nu este cazul, la vârf, care au spus, probabil dintr-un populism, erau, cred eu, alegeri, noi să lăsăm mamele, este firesc, dar este rațional să vedem că atunci se luau bani și din sistemul public. Și la 23 de milioane vechi, 2300, se mai adăugau bani din sistemul public. Acestea toate, cu numărul de pensionare relativ mare la Dâmbovița, mare în alte județe, pentru că una este 20 de activi să țină un pensionar și alta este, cum este la noi, câțiva activi să țină un pensionar. N-ar fi nicio problemă. Dacă nu mai putem, eu sunt de acord cu o modificare legislativă în care filialele care au constant activitate negativă să fie preluate. Nu este un proces irreversibil. Este un proces pe care trebuie să-l adaptăm și spre binele profesiei trebuie să-l și gândim.